Și acum hai să vedem pentru ziua de joi, 29 iulie, o zi în care avem parte de niște evenimente astrologice foarte interesante, care este energia zilei de la cărțile de tarot. Avem aici 8-ul de bâte, lucrurile se mișcă cu foarte mare rapiditate. Hai să vă zic câteva cuvinte despre astrologia zilei. Astăzi Jupiter, guvernatorul zilei de joi, se întoarce din nou în vărsător. Își părăsește propriul său domiciliu în pești și se întoarce în vărsător, de unde iarăși o să vină cu restricții. Restricții de călătorie, restricții de bani, restricții care vin de la instituții guvernamentale. Nici nu se întoarce bine Jupiter în vărsător, că face opoziție cu Marte. Voința oamenilor în opoziție cu voința instituțiilor. Și mai mult decât asta, la finalul zilei, Marte părăsește zodia leului și o să intre în fecioară, de unde o să fie foarte tipicar și obsedat de detalii. Așa că o să fie o zi foarte încărcată și asta ne transmite aici și cartea de tarot. Optul de bâte ne arată că lucrurile se mișcă cu foarte mare rapiditate. Pe de-o parte, trebuie să ai grijă la această energie, pentru că riscul să te supra-soliciți este foarte mare. Dar în același timp, dacă știi să te folosești de oportunitățile zilei, poți să manifesti prin legea atracției tot ceea ce îți dorești. Oricât de extravagant, oricât de ciudat, oricât de ieșit din comun ar părea, poți să aduci în viața ta pe oricine sau orice îți dorești. Așa că nu ezita să te folosești la maxim de toată această încărcătură energetică. Atunci când planetele sunt la gradul 29 și la gradul 0, sunt ca niște bombe care stau să explodeze. Așa că ai grijă astăzi să nu fii o victimă colaterală, ci să fii persoana care direcționează energia în direcția în care tu îți dorești. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe mesaje de tarot, inclusiv etalările lunare pe zodii, te invit pe canalul meu de YouTube. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!